Zeci de membri ai secțiilor de votare așteaptă de la 4 dimineața cu saci în care sunt mii de buletine de vot și se întâmplă chiar acum în fața biroului electoral al sectorului 1. Oameni care au stat în soare, nedormiți de mai bine de 30 de ore și care știu deja la această oră că au de așteptat până mâine dimineață. Iona Nicolescu e acolo. Ce spun oamenii? Bun găsit! Bun găsit, poate după cum puteți auzi și în spatele meu, oamenii sunt revoltați și strigă pentru că așteaptă aici de mai bine de 40 de ore. De la 4 și jumătate dimineața sunt veniți unii dintre ei, sunt 10 de secții de votare care ar fi trebuit până acum să-și înregistreze buletinele de vot. Însă lucrul acesta se întâmplă extraordinar de lent. Alături de mine este doamna Sandra Hedea, care așteaptă tot așa, trează de peste 40 de ore, așteaptă cu sacii plini de buletine de vot de la secția de votare 55 din București să poată să urce pe scările din spatele meu și să ajungă cu ele să le depună. Bună ziua! Bună ziua! Cum s-a desfășurat pentru dumneavoastră până acum organizarea acestor alegeri? Execrabil de proastă a fost organizarea. Suntem treci de la ora 4 de ieri. Nu am dormit până la ora aceasta. Pentru ziua de astăzi nu am primit nici apă, nici mâncare. Suntem practic nedormiți, nemâncați, nespălați. Deși numărătoarea voturilor s-a încheiat undeva în jurul orei 8 dimineața, până la orele 15 nu s-a trimis transport pentru noi. Nu am avut niciun fel de probleme la cheie. Nu am avut o explicație, pentru că în momentul în care am ajuns aici, erau nenumărate dube de jandarmi. Și înțeleg că sunt zeci de colegi de dumneavoastră care dorm acum pe holuri în interior. Da, am primit și noi poze din interior, încă n-am ajuns de 2 ore. Se pare că lumea cedează. Și nici măcar o sticlă cu apă nu v-au dat? Pentru ziua de astăzi, nu. Am primit de la partidă, dar nu de la autorități. Sunt curioasă, având în vedere experiența pe care ați avut-o astăzi, ieri, în ultimele 40 de ore, veți mai participa vreodată la alegeri, la organizare? Niciodată. Indiferent pentru ce, nu. Vă mulțumesc. Iată, deci, care sunt condițiile aici. Am să vă arăt un pic ce înseamnă această coadă din spatele meu. O să întorc puțin camera și o să vedeți despre ce este vorba. O secundă. Așa arată. Pornește de acolo de sus și oamenii așteaptă cu sacii de vot. Am să mă plimb puțin ca să vedeți despre ce este vorba. Asta este intrarea. Și aici sunt zeci și zeci de saci de vot, mii de voturi care așteaptă să fie înregistrate. Asta este intrarea. Înăuntru, evident, presa nu are voie. Și la fel cum ne povestea și doamna de mai înainte, sunt colegii lor care au intrat deja și care practic dorm epuizați efectiv pe holuri acolo la etaj. Și acum, ca să înțelegeți despre ce este vorba, o să fac în conjurul acestei clădiri. Aici este și un punct. Bună ziua! Bună ziua! Cu mașinile. Bună ziua! Acum vreau să filmați, că acum să vedeți cum ne descarcă. De cât timp sunteți aici? De aici, de pe la, ne-au adus de la 3, cu voturile a votat și terminat în secția de votare de dimineață, de la ora 8. Sunat continuu. Continuu, că nu avem mașini, că e o problemă pe sectorul 1. Mașina tocmai vine, m-am uitat, cam la și o jumătate de oră aduc oamenii din secții. Sunt oameni încă în secțiile de votare. Okay. Da? Uitați-vă cum îi aduc și cum îi descarcă. Deci, ca pe cartofi. Mulțumim. Aici este continuarea acestei cozi până în piața Amzei în spate și oamenii continuă să vină cu saci, cu buletine de vot și să aștepte. Asta este atmosfera din piața Amzei, 40 de ore deja de când sunt treji, de când așteaptă să depună sacii cu buletinele de vot.